Am începe? Da. Bună ziua, dragi prieteni și dragi colegi. Ne întâlnim în această după-amiază cu una dintre cele mai interesante și mai avizate, aș spune, voci din spațiul educațional românesc, domnul Dacian Dolean, care este psiholog educațional, cercetător principal la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bun venit, domnule Dolean. Vă mulțumim că... Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mărturisesc că pusesem de mult ochii pe dumneavoastră. Vă citim textele, vă admirăm, încercăm să înțelegem ce facem bine și ce facem mai puțin bine noi profesorii. Astăzi vom discuta despre ceea ce eu cred și bănuiesc că sunteți în asentimentul meu, e una dintre cele mai presante, mai stringente probleme din educația românească. Predăm, educăm mai bine sau mai rău, însă pentru a ști din start dacă educăm bine, ar trebui să avem și niște modalități riguroase, științifice, credibile de a evalua. Așa că am să încep cu o întrebare frontală și onestă. Cât de bine sau de rău evaluăm în învățământul preuniversitar românesc în momentul ăsta? Se poate mai bine, dar nu așa de dramatic pe cât. Variază de la profesor la profesor, dar în general se poate mai bine evalua, în general, la nivel de țară. E greu să compar. Dar am să vă dau exemple. Astăzi am pregătit un PowerPoint în care veți putea înțelege cel mai simplu. Eu, în general, dacă intervin undeva, o fac prin intermediul prezentărilor PowerPoint, pentru că fără grafice e greu de explicat. Dar vă pot spune, mă rog, dacă mai aveți alte întrebări, vă pot răspunde, încerc să vă răspund la ele, dar că nu am să vă spun direct câteva exemple foarte concrete. Sper să fie elocvente. Dacă aveți întrebări pe parcursul prezentării, am să vă rog să mă întrerupeți. Prezentarea aceasta e o compilație de mai multe prezentări pe care le-am făcut în limba engleză. Deci o să vedeți și texte în limba engleză. Vi le traduc pe loc, n-am avut timp să le traduc pe toate. Ideea este că ne interesează să vedem cum evaluăm impactul educației și aș vrea să pornesc de la o... știu și eu, o realitate pe care cred că majoritatea dintre noi, dacă avem tangență cu sistemul de educație din România, o recunoaștem, auzim foarte des expresii de genul profesorul a avut impact asupra elevilor, cursurile au avut un impact evident asupra participanților, sau impactul programului este vizibil. De foarte multe ori folosim cu ușurință cuvântul impact. Și aproape că chiar credem că acest lucru are loc, dar problema este următoarea. Noi nu avem în România, în general, foarte multe ori, atunci când folosim aceste expresii, noi nu avem dovezi științifice care să explice eficiența, cât de eficiente au fost programele educaționale implementate în România. Și am să vă dau câteva exemple pe care sunt convins că le veți recunoaște din ce ați întâlnit. De multe ori auzim că spun... Există afirmații de genul că am format 1000 de profesori, da? Dar nu înseamnă că aceste formări chiar au avut loc, dacă profesorul a învățat ceva, dacă le-a fost utilă informația, dacă au aplicat la clasă aceste cunoștințe. Da? Auzim că am inclus 1000 de copii în programele noastre, dar nu înseamnă că avem dovadă că am făcut o diferență, da? Am oferit copiilor 1000 de cărți, dar nu înseamnă că avem dovadă că acești copii și-au îmbunătățit competențele de citire, da? Am meditat 1000 de copii, dar nu înseamnă că meditațiile au avut efect, da? Deci problema foarte mare pe care o avem noi este că noi ne uităm la potențialul impactului și îl tratăm ca și cum acesta este o dovadă a impactului. Deci aici este o problemă extraordinar de mare, pentru că potențialul impactului nu este același lucru cu impactul. E o diferență foarte mare între cele două coloane. Și am să vă povestesc două povești personale, foarte diferite, dar sper suficient de ilustrative. Într-o vacanță am mers cu familia la o plimbare cu bicicletele pe malul unui râu în Statele Unite și la un moment dat ne-am oprit la o terasă, vine chelnerul, ne ia comanda și înainte să plece zice,
scuzați că vă întreb, dar nu sunteți cumva profesor de psihologie. O surprins, a zis, nu chiar. Și insistă, dar nu ați predat psihologie la East Georgia State College? Zic, da, dar acum câțiva ani, nu acum. Știu că vă recunosc. Eu aveam bască, ochelari de soare, tricou, pantalon scurs, nu aveam cravată, deci crezut că eram destul de incognito, da? Am zis, mi-a spus, știți, v-am fost student, probabil nu vă aduceți aminte de mine, dar vreau să vă spun că a fost cel mai bun curs din toată viața mea de student. E bine, când auzim asta ca și profesori, în prima fază ne simțim bine, adică, mă rog, avem tendința să ne simțim bine, dar vă spun lucrul acesta pentru că sunt convins că toți participanții la această întâlnire de astăzi, vă puteți identifica o situație în care v-ați întâlnit cu un fost elev, dacă ați predat învățământ de ceva vreme, cu un fost elev sau fost student cu care v-ați întâlnit cu bucurie și în urma întâlnirii ați plecat acasă mulțumit și ziceți că ok, am făcut un impact în viața acestui elev, în viața acestui student. Dacă analizăm critic o asemenea întâlnire, o asemenea afirmație, trebuie să ne gândim, oare avem dovezi că afirmația este adevărată? Acesta a fost doar un gest de politețe, a fost un interes ascuns aici. Am dovezi că obiectivele cursului pe care l-am predat au fost atinse. Oare ce l-a făcut să afirme lucrul acesta? A fost profesorul, metodele pe care le-a folosit sau psihologia în general și această afirmație era valabilă sau putea să fie valabilă pentru oricare profesor? Da? Se poate genera, aici este întrebarea cea mai importantă, se poate generaliza această afirmație ca fiind reprezentativă pentru majoritatea studenților? Ei bine, o singură experiență de genul acesta nu reprezintă o dovadă a impactului pe care le-a. Oricât de mult am vrea, deci ne simțim flatați, am vrea să credem lucrul acesta, dar o asemenea experiență nu reprezintă o dovadă. Nu este altceva decât o opinie exprimată. Și este foarte important să diferențiem între opinii și fapte. Pentru că ceea ce vedem aici este o opinie. Pe de altă parte, o altă poveste, foarte diferită, este oare ca și protagonistă pe, să-i spunem, Linda, copil real, nume fals. Numele adevărat este diferit, dar ideea este că a avut 11 ani, cerințe educative speciale, eram profesor de sprijin atunci, primul meu an ca și profesor de sprijin la o școală elementară, în Statele Unite, dislexie, provenea dintr-un mediu dezavantajat, trăia într-un trailer park, era crescută de o mamă singură, e influențată negativ de sora ei mai mare. Profesorii o numeau, nu-i spuneau, dar o numeau sau o caracterizau ca fiind obraznică, nesimțită. Înțelegerea textului citit, conform testelor standardizate la începutul anului școlar, plasat în centilul 1. Ce înseamnă centilul 1? Da? Aceasta este o prezentare foarte simplificată a unei distribuții normale. Cu verde vedem performanța medie, plus minus o abatere standard. Cu galben este zona în care copiii, dacă îi testăm la citire, copiii aceștia ar citi mai greu, s-ar descurca mai greu, avea dificultăți de citire. Și cu roșu, deci sub 2 centile, sunt copii care se descurcă extrem de greu. Aici sunt cazuri clinice, peste 2 abateri standard sunt cazuri foarte, foarte grave. Deci, fata aceasta era în clasa 5-a, dar citea la nivelul clasei 1. Recunoștea câte un cuvânt, aici, colo, mici, dar cam atât. Aici se afla ea. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că scorurile ei brute au evoluat în timp. Respectiv, în clasa a 4-a a avut 45 de puncte, în clasa a 5-a a avut 90 de puncte. Deci dacă ne uităm strict la scorurile ei brute, vedem că da, a evoluat fata. Dar scorurile ei brute o plasau tot în centilul 1, pentru că toți copiii, mă rog, un eșantion reprezentativ la nivel național de elevi, ar crește la rândul lor. Deci chiar dacă Linda a crescut puțin, creșterea ei nu a fost suficient de mare încât să o ajute să sară peste locurile peste care, mă rog, dincolo de centilul 1. Și ce trebuie să înțelegem din nou este că literatura de specialitate ne arată că de obicei performanța copiilor exprimată în centile este relativ stabilă în timp.
Deci dacă avem 1000 de copii în centilul 25, în clasa a doua, stați în clasa a doua, bine, acești 1000 de copii, majoritatea dintre ei, dacă vor fi testați în clasa a opta, vor fi cam tot în centilul 25. Nu înseamnă că ei nu progresează, dar locul lor, comparativ cu un eșantion reprezentativ la nivel național, rămâne relativ similar. Ei bine, înțelegând lucrurile acestea, am crezut că este important să prezint lucrurile acestea, să fiu sigur că le înțelege toată lumea, uitându-ne la Linda, ea nu a avut absolut deloc complimentele pe care le-a avut studentul din prima poveste. A venit cu plăcere prima dată, pentru că a crezut că se face că citește un pic, așa cum s-a întâmplat în trecut, și după aceea se joacă cu ceilalți copii. Și-a dat seama că nu se va întâmpla lucrul acesta cu mine ca și profesor. Și a început să vină în clasă să-mi spună că I hate this class, reading sucks, this is stupid. Un profesor auzind lucrurile acestea, dacă nu ai experiență, ai tendința să te superi, să o iei personal. Să zici, ok, du de acolo în colțul clasei, lasă că lucrezi cu copii care chiar sunt interesați să vină la școală. Nu acela a fost rolul meu la școală. Eu am luptat pentru ea, pentru că este foarte ușor să lucrezi cu copii supradotați, copii care vin cu plăcere sau care nu te provoacă, dar este mult mai interesant, din punctul meu de vedere, să lucrezi cu copii ca și Linda. Și dacă ai și un pic de background în psihologie, înțelegi că, de fapt, când elevul spune că I hate this class, de fapt, vrea să spună că eu, de fapt, nu prea pot să citesc bine. Dacă spune reading sucks, de fapt, e un strigăt imatur, infantil de ajutor, de a cere sprijinul. Când spune că this is stupid, de fapt, vreau să-mi spună că mă simt frustrat. Deci nu trebuie să luăm personal în momentul în care elevii ne spun aceste, ne fac aceste afirmații. Performanța Lindei a fost extraordinară. N-am lăsat-o, dar și am văzut că până la finalul clasei a cincea, ea a crescut din centilul 1 până în centilul 40. În clasa 5 înseamnă tot școala elementară în Statele Unite. Din clasa 6 este gimnaziu. După aceea ne-am uitat la... Oare vedeți ecranul? Bine că eu aici este, nu știu, este acoperit de... Se vede bine. Așa, bun. Ok. Deci până la finalul clasei a 8-a, Linda a ajuns în centilul 78. Nu mi-am închipuit... I-am urmărit evoluția, dar evident că nu am mai predat dincolo de clasa a 5-a, dar nu mi-am închipuit că un elev poate să ajungă așa de departe în interval de 4 ani de zile. Practic, clasa 5-a pentru ea a fost un moment foarte important. Am avut o întâlnire cu ea la sfârșitul anului și i-am spus, oricât de mult ai simțit că ți-a fost greu la școală, acest an să știi că a fost un an foarte important pentru tine. Nu mă aștept să țină minte, nu mă aștept dacă m-aș întâlni cu ea accidental să aprecieze sau să înțeleagă lucrul acesta, dar pentru mine a fost foarte relevant uitându-mă la datele pe care. Și aceasta este o dovadă, acesta este un fapt. Chiar dacă nu primim complimente, întotdeauna, atunci când ne uităm la datele care există a elevilor cu care lucrăm, acestea sunt relevante. Deci, cum măsurăm impactul educației? Ca idee generală, acest impactul educației nu este întotdeauna evident. Nu se măsoară la suprafață. Chiar dacă noi vedem frunza aceasta mare a morcovului și zicem că ce impact mare avem, aceasta este o percepție subiectivă. Noi nu știm ce se află în realitate, sub pământ, până nu folosim instrumentele potrivite. De aceea este nevoie să avem instrumente potrivite și să evaluăm corespunzător. Aceste exemple, ca și al Lindei, Linda nu a fost singurul elev cu care am lucrat, cu care am avut experiențe plăcute. Dar acestea sunt exemple prin care vă arăt o primă. Astăzi am să vă arăt 4 metode prin care putem să evaluăm impactul educației. Și una dintre metode este aceea de a raporta performanța copiilor la evaluările externe.
Un alt copil este Juan, cerințe educative speciale, hispanic, părinții nu vorbesc limba engleză, nu știau să citească și să scrie în limba spaniolă, înțelegea citirii. A fost în centilul întâi, la începutul clasei a treia, din fericire l-am prins în clasa a treia, până la finalul clasei a cincea, el a ajuns în centilul 73. Deci a crescut și el 3 abateri standard. Maia, 9 ani, dislexie, unul din 10 copii din familie, 6 locuiesc în aceeași clasă. În clasa a treia, casa le-a ars. În centilul, în clasa a treia, la începutul clasei a treia, era în centilul întâi, mama ne-a spus că fiecare noapte se termină cu lacrimi, când lucrează pentru tema cu acasă. Ea e mai rockstar. Ea în 3 semestre a ajuns să crească peste 3 abateri standard. Mama a spus că avem o fată nouă, întreaga ei personalitate s-a schimbat de când a învățat să citească. Ce înseamnă aceste date? Ca să înțelegem aceste date, ne mutăm la România. Acestea sunt rezultatele pe care a două studii longitudinale pe care le-am făcut. Ce înțelegem din aceste grafice? Cu roșu vedem grupul bilingv, grupul de copii rom bilingv. Cu albastru vedem grupul de romi monolingv, adică vorbea doar limba română. Și cu verde vedem grupul de copii non-romi. La începutul clasei întâi, distanța între cele două categorii de grupe, respectiv grupul de copii non-romi și cele două grupe de copii romi, distanța a fost mult mai mică față de distanța care o vedem aici la sfârșitul clasei a doua. La fel și când ne uităm la înțelegerea textului citit. La sfârșitul clasei întâi, distanța a fost mult mai mică decât la finalul clasei a treia. Acesta se numește Matthew's Effect in Reading și este dintr-un citat din Biblie, din Matei, cei săraci devin mai săraci, cei bogați devin mai bogați. Deci discrepanța între copii crește pe măsură ce trece timpul. Și acest fenomen este un fenomen generalizat, nu doar în România, peste tot în lume. Sistemele educaționale din întreaga lume fac eforturi extraordinare pentru a reduce aceste diferențe, a contracara efectul, Matthew's Effect in Reading, dar în realitate acest fenomen există și există foarte mulți factori. În cazul studiilor noastre, copii de etnie romă, ne-am văzut că această discrepanță este explicată în totalitate de statutul socioeconomic. Dacă copiii romi ar fi avut statutul socioeconomic al copiilor neromi, această diferență nu ar mai fi existat. Acestea sunt, mă rog, elementele de noutate absolută ale studiilor noastre. Revenind la copiii din clasa Lindei, dacă ne uităm la performanța lor pe un an de zile și ne uităm la efectul programului de educație remedială, cu portocaliu vedem grupul de copii cu cerințe educative speciale și cu albastru vedem copiii care au o performanță medie. Vedem că această tendință a copiilor cu cerințe educative speciale este inversată. Deci am inversat în Matthew's effect. Da? Deci am discrepanța dintre copii a scăzut în timp. Și aceasta este situația ideală. Vrem să se întâmple lucrul acesta. Dar nu putem să facem lucrul acesta fără date. Dacă vrem să ne uităm la un raport oficial în această școală, vedem aici niveluri de la, mă rog, nivelul înseamnă growth level, înseamnă rata de creștere de la 1 la 5. 1 înseamnă dezastru nesatisfăcător, 5 înseamnă extraordinar. Vedem că copiii cu dizabilități au avut o creștere mai mare decât toate celelalte categorii de copii din această școală. Acest fenomen este absolut atipic, absolut anormal. Două lucruri învățăm de aici. În primul rând, că science of reading, știința citirii, contează. În școala respectivă a avut profesori extraordinari. Majoritatea profesorilor erau foarte dedicați. Stăteau la școală până la ora 5, trebuia să plece la casă la ora 3. Stăteau peste 2 ore peste program. Făceau tot ce li s-a spus. Problema este că ce li s-a spus a fost greșit. Nu a fost științific, au avut materiale care nu abordau citirea din punct de vedere științific și nu ai cum să rezolvi problema analfabetismului funcțional dacă tu nu abordezi problema științific. Și diferența pe care am făcut-o lucrând cu copiii aceștia, a fost 34 de copii într-o școală de 400 de copii, deci aproape 9%, a fost că
metodele pe care le-am făcut, pe care le-am abordat, au fost științifice. Și știința, în cazul acesta, a contat, a făcut diferența. Nu profesorul, știința. Nu știam limba engleză mai bine decât colegii mei. Nu aveam o atitudine mai pozitivă față de colegi. Deci nu. Acești factori au fost prea puțin relevanți. Singurul lucru care a făcut diferența a fost știința. Și un al doilea lucru care contează este că evaluările externe contează. Eu n-aș fi avut cum să știu ce impact, eu la clasă nu aveam cum să știu ce impact a avut programele pe care le-am implementat până nu am văzut datele. Deci de aceea avem nevoie de date și de aceea avem nevoie de raportare la evaluări externe. Și acesta este o modalitate de evaluare la educație, în educație. A doua din cele patru metode pe care vreau să vi le prezint este situația în care facem intervenții cu puncte inițiale multiple. Nu se fără mai bine în limba română, dar sper că funcționează și sper că este suficient de clar. Avem un program de intervenție de editare. Editarea ortografiei și a majusculelor. Nu ortografiei, editarea semnelor de punctuație și a majusculelor. Am făcut două studii în România și în Statele Unite și foarte interesant am văzut că testele pe care le-am dezvoltat eu sunt reprezintă un foarte bun predictor pentru înțelegerea textului scris. Da? Și văzând situația, am dezvoltat un program, din nou, la o școală în Statele Unite, prin care am urmărit cum evoluează aceste competențe. Copiii pe care am ales au fost copii de clasa 4-a. Ei, până la finalul clasei 3-a, ei trebuia să știe foarte bine, trebuia să fie la nivel de mastery. Media clasei ar fi trebuit să fie undeva pe la 90%, undeva pe aici, deasupra cuvântului baseline. În realitate, copiii mediocri, nu pot să le spun copii buni, copiii mediocri, o grupă de copii mediocri, erau undeva în jur de 50%, performanța lor era în jur de 50%, performanța copiilor mai slabi era undeva între, pe la 20%. Și timp de 5 săptămâni i-am urmărit în fiecare vineri, am dat câte un test și am văzut cât au, ce s-a întâmplat, dacă au evoluat sau nu. În a treia săptămână vedem o ușoară creștere aici și am întrebat-o pe profesoara lor și mi-a spus că într-adevăr a predat ceva explicit unele aspecte care erau legate de testele pe care le-am dat. Și am zis, ok, e foarte bine, hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Vor crește în timp, fără ajutor sau nu? Am luat grupa, să spunem, grupa albastră și am lucrat cu ea timp de 5 săptămâni, 20 de intervenții, câte 4 zile pe săptămână. Și evoluția lor a fost aceasta. Evoluția a fost, este indiscutabil, deci nimeni nu poate spune, nimeni în lumea aceasta nu poate spune că elevii aceștia nu au crescut în urma intervenției. Această intervenție a fost evidentă. Ce nu știm, ce nu am știut, este ce a făcut diferența. A făcut-o profesorul sau a făcut-o programul? Este foarte important să înțelegem. Pentru că pe mine nu mă interesează ca o persoană, un profesor să facă diferența. Pe mine mă interesează ca un program să facă diferența. Pentru că acel program se poate generaliza și alți profesori pot să îl aplice la clasă și așa creștem calitatea învățământului. Și am rugat-o era un literacy coach, să vină să mă asiste în una dintre sesiuni și am dat programul și am zis să facă același lucru cu grupa portocalie. Întrebarea este, funcționează sau nu? Rezultatele au arătat că, într-adevăr, a fost programul și nu profesorul. Dacă ai un program foarte bun de intervenție, acest program poate fi implementat cu succes. Ei bine, acum revin în proiectele noastre pe care le desfășurăm în România. Deci noi lucrăm în 40 de comunități din 6 județe. Avem profesori de vârste diferite, care au experiențe diferite. Unii au experiențe de un an la clasă, alții au 40 de ani experiență. Este prea puțin relevant pentru noi pregătirea generală a profesorului, cât mai degrabă programul pe care noi l-am dezvoltat. Și pe noi ne interesa să implementeze programul cu fidelitate. Și acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am făcut și le arată aceste date. Ulterior ne-am uitat ce se întâmplă peste vacanța de iarnă. Perioada de follow-up nu s-a mai întâmplat nimic, nicio intervenție. Și am văzut că în continuare, până din august până februarie a durat acest program, în februarie, în continuare, copiii din grupele albastre, respectiv portocalie, au avut performanțe superioare și nu a fost suficient pentru mine, ei trebuiau
intensitatea programului trebuia să fie mai mare. Și acest lucru l-am învățat prin acest studiu. Noi întotdeauna învățăm, foarte mult învățăm în studiile noastre și e foarte important să înțelegem la ce intensitate trebuie să intervenim ca să facem. Ce este mai important este că înțelegerea textului citit a crescut în grupul de intervenție. Deci cele două grupe, portocaliu și albastru, le-am combinat într-un singur grup și am văzut că înțelegerea textului citit s-a îmbunătățit. Nu este o dovadă foarte clară, nu este solid science, dar este o dovadă de bună. Ce înțelegem aici? Înțelegem că un program de intervenție are efect doar dacă are o intensitate corespunzătoare. Profesorii de la clasă au spus, bine, eu am predat lucrurile acestea. Da, dar întrebarea este, copiii au învățat? Apoi, potențialul efect asupra înțelegerii textului citit ne arată că s-ar putea, dacă dezvoltăm asemenea programe, s-ar putea să îmbunătățim înțelegerea textului citit în rândul copiilor care au nevoie de lucrurile acestea. Și cel mai important lucru este că programul și nu profesorul a făcut diferență. A treia metodă de evaluare o reprezintă designul quasi experimental. Mai de mult am avut un club particular de limba engleză în zona Clujului, în care îi învățam, copiii veneau după școală și îi învățam limba engleză prin diferite metode. Una dintre metode a fost învățarea prin muzghiu. Eu am fost responsabil să îi învăț cântece în limba engleză și am observat că aveam copii care erau timizi și nu îndrăzneau să vorbească în limba engleză, probabil din cauza pronunției, probabil din cauza vocabularului. Însă, odată ce am inclus în acest program de învățarea limbii engleză prin muzică, am observat că s-au dezinhibat și că au devenit din ce în ce mai deschiși și au început să fie mai activi și au dorit să vorbească mai mult în limba engleză. Acest lucru ne-a fost confirmat și de către unii părinți. N-am știut ce înseamnă acesta, n-am știut cum să conceptualizez acest fenomen, însă ulterior, în timpul studiilor doctorale, am văzut, am citit despre foreign language anxiety, anxietatea față de limbă străină, care are un efect în învățarea unei limbi străine. Ei bine, am făcut un studiu. Am lucrat cu copii de clasa 8-a de la o școală și am avut 5 săptămâni în care am predat limba franceză prin cântece. Și aici avem, în stânga avem grupul experimental, în dreapta avem grupul de control. Anxietatea copilor din grupul experimental a fost, după cum se vede, mai mare și a scăzut foarte mult în urma programului de intervenție. Iar această diferență, această scădere dramatică a fost foarte importantă, a fost semnificativă statistic, iar acest lucru ne-a arătat că programul acesta, mă rog, metoda aceasta de a preda o limbă străină prin muzică, unul dintre efectele sale este acela de a diminua anxietatea față de limbă străină. Nu se aplică tuturor. Copiii care au avut o anxietate moderată sau deloc, aceștia nu au beneficiat. Dar copiii care au avut anxietate ridicată au beneficiat foarte mult. Deci această metodă funcționează pentru copiii foarte anxioși. Și e important de înțeles că designul acestea quasi experimental și experimental arată o relație de cauzalitate. Și ultima metodă de evaluare ar fi designul experimental. Este un trend, a fost un trend înainte de pandemie, de no homework policy în elementary school. Foarte multe școli elementare, au fost mai multe tweet-uri, mulți influenceri care, și multe articole de presă care au spus, după ce mai dăm temă pentru acasă elevilor din școlile primare, pentru că nu are niciun sens, pentru că cercetările ne arată că nu are niciun efect. Și multe școli au adoptat acest trend. Să nu dea temă pentru acasă sau să dea o temă minimă pentru acasă sau chiar deloc. Problema este că cercetările nu ne arată lucrul acesta. Există și cărți care promovează ideea desfințării temei pentru acasă. Dar aceste cărți sau aceste cercetări nu sunt bazate pe date științifice corecte. Sunt foarte multe probleme metodologice. În primul rând, foarte multe dintre studii care au studiat efectul temei pentru acasă sunt studii corelaționale.
care nu arată relații de cauzalitate. Apoi, nu, foarte multe studii care s-au făcut în anii 80, 70, 80, 90, au avut un număr foarte mic de participanți. De exemplu, în 15 studii, în 15 studii au fost 81 de participanți. Au fost studii cu 3-4 participanți. Nu pot să generalizez din asemenea studii. Nu s-a ținut cont de efectul profesorilor. Sunt studii care sunt studii experimentale. Deci profesorul Cooper de la Duke University este gurul temei pentru acasă. A muncit enorm, a făcut două meta-analize. Și cea din 2006 a primit premiul Asociației Americane de Cercetare în Științele Educației ca cercetarea anului sau nu știu. A fost deosebită. Deci o cercetare foarte, foarte elaborată, foarte bună. El a găsit 6 studii experimentale care nu au fost publicate. Ce înseamnă că nu au fost publicate? Înseamnă că nu au fost suficient de riguroase cât să treacă printr-un proces de peer review într-un jurnal cât de cât de rezonabil. Deci, practic, ideea este că nu avem dovezi dacă tema pentru acasă funcționează sau nu în școala elementară, pentru că nu au fost făcute studii foarte, foarte riguroase. Dar nu înseamnă că nu are niciun efect. Ei bine, am încercat să rezolv problema aceasta. Am avut 440 de studenți, de elevi, clasa a doua, în 17 clase din Cluj. Am distribuit copii în 3 grupe în aceeași clasă și le-am dat temă pentru acasă timp de 20 de zile diferențiată. Respectiv, grupa întâi a avut o temă mai voluminoasă la scriere, la editare și la ortografie, în timp ce la matematică a avut un volum mai mic de muncă. Grupa a doua a avut un volum echilibrat la matematică și la scriere și grupa a treia a avut un volum mai mic la scriere, dar un volum mai mare la matematică. Cam așa arată tema pentru acasă la comunicare. De exemplu, după cum vedeți aici, taie cu linia oblică forma incorrectă sau ori sau din următoarele propoziții. Aici am avut 8 propoziții, aici am avut 4 propoziții și aici am avut 2 propoziții. Aceeași sarcină, volumul a fost diferit de la o grupă la alta. Și din nou, aici putem vedea, la matematică am avut 16 exerciții de înmulțire, aici am avut 8 exerciții de înmulțire și aici am avut 4 exerciții de înmulțire. Aceleași sarcini, volumul a diferit. Ei bine, rezultatele, hai să spunem intervenției, nu a fost intervenție, dar hai să spunem intervenției, în care am luat în vedere ce au făcut copiii la clasă, dar și acasă, împreună, combinat. Da? Deci nu, aici nu măsurăm efectul temei pentru acasă. Și măsurăm ce s-a întâmplat în acea perioadă de aproximativ 5 săptămâni care a avut loc acest program. După cum se vede, creșterea de la timpul 1 la timpul 2 a fost foarte mare pentru toate cele 3 competențe vizate. Această creștere este de mai mult de o abatere standard. Este atipică, nu este normală. Dacă vă uitați la ce sugerează John Hattie, care, mă rog, este, nu discut acum despre el, el sugerează că un efect al unei intervenții timp de un an de zile este aproximativ 0,4 dintr-o abatere standard. Acest efect este supraestimat, de fapt este mai mic, dar nu intru în detalii acum. Ideea este că noi am obținut efecte de peste 1,1 abatere standard și jumătate la toate cele 3 competențe, în special la matematică. Dar noi am căutat, așa am făcut designul experimentului ca să obținem aceste efecte, pentru că dacă tu nu ai un efect foarte mare, tu nu ai cum să măsori efectul temei de casă. Deci îți trebuie un efect mare. Și intenționat am ales aceste competențe pentru că am știut că copiii nu știau foarte multe. Nu aveam foarte multe cunoștințe înaintea programului. Și după cum se vede, în cele 5 săptămâni, această creștere a fost importantă, dar dacă ne uităm, diferența de la timpul 2 la timpul 3, toate cele 3 cazuri, a rămas constantă. Timpul 3 a fost 4 luni mai târziu. Deci a fost o creștere extraordinară între timpul 1 și timpul 2, dar între timpul 2 și timpul 3 această creștere nu a mai fost relevantă. Și acum întrebarea este, în ce măsură tema pentru acasă explică această creștere? A contat sau nu a contat? Și am văzut că grupa a doua, care a avut o temă moderată pentru acasă,
a avut o creștere semnificativă statistic comparativ cu grupa a treia, care a avut o temă foarte puțină, mă rog, mai mică. Dar diferențele între grupa a doua și grupa a întâi au fost nesemnificative. La fel și la ortografie, aceeași problemă. La matematică, în schimb, am fost foarte surprins să văd că nu am văzut nicio diferență între cele trei grupe. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că tema pentru o casă la matematică nu contează. Nu trebuie interpretat așa. Creșterea a fost extraordinară, a fost spectaculoasă în acea perioadă. Dar copiii, este foarte posibil ca copiii să fie învățat la clasă, în clasă. Tot ceea ce au făcut profesorii, au fost niște profesori extraordinari, ceea ce au făcut profesorii la clasă să fi fost suficient plus un pic de exercițiu pentru acasă, cum avem aici exemplu grupei întâi, să fi fost suficient. Dar creșterea aceasta spectaculoasă nu a fost dată de un volum prea mare. Deci, ce am învățat din acest experiment este că o temă pentru acasă moderată este necesară, dar este și suficientă. Și noi am estimat că aproximativ 20 de minute pe zi la clasa a doua, la scriere și matematică, este aproximativ suficient. Sună foarte puțin. Știu că sună foarte puțin în contextul care avem în România elevi care stau și două ore să-și facă tema pentru acasă. Timpul petrecut este prea puțin relevant. Noi am măsurat și am văzut. Îmi cer scuze că intervin. Dumneavoastră ziceați de două ore, elevi care stau două ore pentru tema pentru acasă. Eu am întâlnit elevi care ajung acasă de la școală după școală și stau până la ora 7-8, deci atât. Mănâncă, nici nu au timp să doarmă și până la 7-8, poate și 9, stau să-și facă temele. Ceea ce mie mi se pare, deci, da, mai mult decât exagerat. Eu vă spun că și două ore este la clasa a doua. Da, mi-e mult. Pentru că și nouă adultilor ni s-ar părea mult dacă am muncit așa o săptămână întreagă și cu siguranță că pe weekend acești elevi primez mult mai multe teme, pentru că e weekend, dar eu cred că în weekend avem fiecare nevoie de weekend. Da. Vacanța e vacanță, weekendul e weekend pentru toți. Părerea mea, nu poate crește. Există studii, cel puțin un studiu făcut în Germania pe elevi de liceu, care a arătat că peste două ore petrecute cu tema pentru acasă are, de fapt, efect opus. De fapt, performanța lor este un studiu corelațional. Nu este atât de puternic ca și studiul pe care vi l-am arătat eu, care arată o relație de cauzalitate, o relație directă. Acest studiu este un studiu corelațional, dar au avut mulți elevi și a arătat că tendința este că, da, contează dacă îți faci tema pentru acasă până la un punct, după aceea, de la acel punct, performanța scade. Acum nu știu din ce cauză scade. Din cauza că poate elevii care stau 4-5 ore au nevoie de 4-5 ore, pe când alții au nevoie de doar o jumătate de oră, pentru că au fost. Și în cazul nostru am văzut situații de genul acesta. Deci poate țin, de fapt, de anumite aspecte ce țin de elev și nu neapărat de volumul temei pentru acasă. Noi am măsurat volumul temei pentru acasă. Dar da, înțeleg ce spuneți. Sunt situații foarte... România și Statele Unite sunt, din punctul acesta de vedere, la extrem, la două extreme diametral opuse. Și nu este ok nici să nu dai temă pentru acasă. Dar nu este ok nici să stai atât de mult făcând tema pentru acasă. Înseamnă că probabil ceva nu s-a întâmplat la școală, dacă trebuie să stai atât de mult efectuând tema pentru acasă. Eu cred că depinde ce toți copiii din clasă petrec atât de mult timp pentru temele, pentru acasă, nu cred că întâmpină neapărat dificultăți în a-și le rezolva. Da, probabil. Din nou, depinde de la un caz la altul, nu mă pot pronunța pentru că nu cunosc situațiile particulare. Eu ce vă pot spune, din nou, vorbesc doar strict, numai pe date, nu încerc să evit să exprim păreri legate de ceva ce nu știu, dar strict datele noastre ne-au arătat că efectele au fost foarte mari în timpul acestui program. Asta înseamnă că este un indicator, nu este un indicator absolut, dar un indicator destul de puternic al faptului că profesorii și-au făcut treaba la clasă foarte bine. Deci asta vreau să susțin, faptul. Dacă îți faci treaba la clasă foarte bine, copiii nu mai trebuie să aibă un volum foarte mare de temă pentru acasă. Și chiar dacă dăm prea multe temă pentru acasă, aceasta nu are efect. Așa, mă rog, aceste concluzii le putem trage din studiul pe care l-am făcut. Dar este doar un studiu, însă este un studiu
foarte riguros implementat și putem să înțelegem câte ceva de aici. Deci sper că dacă cineva care urmărește această emisiune, sper să înțeleagă că un volum foarte mare de temă pentru acasă nu este atât de util copiilor pe cât ar crește, pe cât ar crede inițial. Bun. Acum, înțeleg că am prezentat mai multe situații. Care sunt provocările sau care sunt câteva dintre provocările pe care le avem în România despre evaluarea legat de evaluarea educației elevilor? Deci, aici este o problemă foarte mare pe care o avem, că toată lumea are o opinie, toată lumea se pricepe la educație. Aici e o problemă fundamentală, pentru că este subestimată cercetarea științele educației. Toată lumea crede că, în primul rând, întreabă, ok, de ce avem nevoie de așa ceva? Și se crede că dacă avem o opinie, acest lucru este echivalent cu a avea o dovadă științifică. Bine, acest lucru nu este așa. Avem nevoie să înțelegem, să recunoaștem rolul științelor educației și să facem evaluări pe bază de date validate științifică. O a doua provocare este că avem o abundență de pseudo-specialiști în educație și avem o abordare ierarhică. Adică este subestimat rolul profesorului. Dacă cineva merge și participă la un curs ținut de, poate, un profesor din străinătate, se crede dintr-o dată, stă trei zile la un curs, se crede dintr-o dată specialist într-un domeniu. Și vine și le spune profesorilor ce ar trebui să facă. Ei bine, un profesor foarte bun la clasă știe treaba, știe ce să facă, știe foarte multe lucruri pe care alți, mă rog, așa zis specialiști, nu înțeleg ce se întâmplă la clasă. De aceea avem nevoie să credităm profesorii un pic mai mult decât o facem acum. Să implicăm în evaluare, să acceptăm profesorii ca și parteneri. Relația să nu fie ierarhică, ci o relație orizontală. Noi, eu lucrez cu colaboratorii mei, care sunt majoritatea, sunt practicieni. Nu există o persoană din echipa cu care lucrez care să nu aibă potențialul să pună o întrebare foarte bună sau să vină cu o idee extraordinară la care nu m-am putut gândi. Deci nu există situația aceasta. Deci trebuie să înțelegem că nu venim în fața profesorilor pe un piedestal și ne uităm de sus în jos la ei. Trebuie să înțelegem că fiecare profesor la clasă are o experiență importantă și să vedem ce putem face împreună ca să putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Inclusiv acum vorbim de evaluare. Și al treilea lucru este că avem o penurie de specialiști în științele educației. Mi se pare incredibil cu faptul că noi povestim despre echipa României la fotbal. În anii 90 am avut o echipă foarte bună, a participat la campionatul mondial, deci noi recunoaștem faptul că participarea echipei României de fotbal la campionatul mondial a fost o performanță deosebită. Ne bucurăm și suntem mândri de faptul că echipa de canotaj a obținut medalii. Da? Suntem mândri de ei pentru că aceștia obțin niște performanțe recunoscute la nivel internațional. Dar noi nu ne punem problema că noi nu avem echipe de cercetare care să facă performanță la nivel internațional. Noi zicem că X sau Y sunt specialiști în științele educației, dar dacă te uiți, vezi că de fapt ei nu au publicat în jurnale care au un proces de evaluare, de peer review, foarte riguros. Și singurul mod prin care tu poți să arăți că ești competent în domeniul tău este să joci pe arena internațională. În momentul în care faci lucrul acesta, în mod repetat, atunci poți să spui despre tine că ești specialist în științele educației. Dar dacă tu nu o faci asta, nu ai cum. Adică eu mă pot preface, stau acasă în canapea și joc, să zicem, pe PlayStation un flight simulator, da? Și ridic acolo avioane în jocul video și zic că, bă, ce grozav sunt eu. Dar nu înseamnă că eu sunt pilot de avion. Nu înseamnă că eu am competența necesară pentru a ridica un avion de la sol. Probabil m-ar ajuta jocul acela. Dar eu nu sunt pilot, sunt gamer. Ca să fiu pilot, trebuie să,
să ies pe arena, să ridic un avion de la sol. Respectiv, ca să fiu specialist în științele educației, trebuie să ies în arena internațională și munca mea să fie evaluată de un colectiv editorial și de un, să treacă printr-un proces de peer review foarte riguros. Deci este foarte important ca să putem să rezolvăm problemele ce țin de evaluare și de, în general din România, avem nevoie să prioritizăm dezvoltarea științelor educației ca știință. Avem facultăți care se numesc facultăți de psihologie și științele educației. Dar științele educației nu sunt văzute ca prioritare sau credem că științele educației sunt ceva ce... o compilație de păreri și opinii și teorii neverificate. Eu am să mă opresc aici. În principiu, cam acestea sunt ideile pe care am vrut să le transmit și sper ceva din ce am prezentat să ajute. Dacă sunt întrebări legate de ce am prezentat, Mulțumim mult de aceea, Dorian, pentru prezentarea pe care eu cel puțin am urmărit-o cu sufletul la gură, cred că mai toată lumea. Am să pun eu prima întrebare, lansând totodată și invitația către cei care ne urmăresc din Zoom, dar și către cei care ne urmăresc pe paginile de Facebook, să intervină și să întrebe, fie prin scris, fie prin ViewGrid. Dar aș întreba, presupunând chiar că am reușit, să spunem noi profesorii, să ne ascuțim simțul ăsta de, prin care să-i separăm pe pseudo-specialiști de specialiștii reali, ce facem concret și empiric până când vom avea specialiști reali în științele educației? Unde ne putem uita? Cum avem acces la studiile de calitate și la, știu eu, metodele și mijloacele validate științific până atunci, până când vom avea un câmp serios? Da. Procedurile sunt foarte simple și foarte, și mă rog, nu prea sunt zone gri aici, deci e destul de simplu. Eu când am intrat la doctorat am învățat foarte simplu. Ok, ca să faci un studiu valoros, ca să poți fi recunoscut ca fiind specialist în domeniul tău, tu trebuie să publici, mă rog, criteriul era măcar într-un jurnal indexat în Web of Science, da, ESI, cum a fost cunoscut. Și după ce ai publicat acolo, trebuie să te uiți la ce, în ce categorie se află jurnalele respective în funcție de factorul de impact. Cele din primul quarter sunt în zona roșie, în cele din al doilea quarter sunt în zona galbenă. Și dacă publici undeva în jurnalele acestea de top, e o performanță extraordinară. Guvernul României face un lucru extraordinar prin faptul că premiază rezultatele articolelor publicate în jurnale de genul acesta. De exemplu, dacă publici un studiu într-un jurnal din zona roșie, primești 6.000 de lei. 6.000 de lei este o sumă foarte mică, raportat la volumul de muncă, ca să ajungi să publici, câteodată ți ia 2, 3, 5 ani de zile să publici un studiu. Deci 6.000 de lei este o sumă simbolică raportat la volumul de muncă și la expertiza pe care trebuie să o ai. Dar este o recunoaștere, pentru că în alte țări, în Olanda, de exemplu, acolo nu numai că nu te premiază, dar acolo îți pierzi titularizarea dacă nu publici. Deci, cum accesăm aceste informații? Pe site-ul UFIS-CDI, la premierea rezultatelor articolelor, nu știu acum, nu am link-ul, dar puteți căuta pe Google UFIS-CDI, premierea rezultatelor articolelor. Ei fac o treabă extraordinară în fiecare an, în iulie, arată din nou ranking-ul jurnalelor și vezi care sunt jurnalele importante. Deci așa identifici care sunt jurnalele adevărate. Acum, mă rog, jurnalele care fac cercetare foarte bun. Acum, nu toate articolele, într-adevăr, ceea ce ați spus este o problemă, pentru că puține dintre articole sunt scrise în format open science. Adică în format, mă rog, în format deschis. Și îți trebuie o subscripție. Unele universități din România sunt abonate la o bază de date și poți să accesezi prin universități. Alte ori scrii direct autorilor, dacă universitatea ta nu-ți permite accesul la aceste articole, scrii direct autorilor sau găsești pe
Mă rog, sunt diferite variante în care poți pe internet să accesezi, îmi scapă, care sunt câteva site-uri pe care poți, le poți accesa. Deci, accesarea unor studii este, din păcate, nu este facilă, dar se poate face. Dacă ne uităm la persoanele care, cum diferențiem persoanele care fac, este foarte simplu, ne uităm la ce au publicat, dacă au publicat în jurnale care sunt indexate în științele educației, într-o zonă galbenă sau roșie, atunci înseamnă că ei au trecut printr-un proces foarte riguros de peer review. Și dacă sunt prim autori sau sunt autori corespondenți, acestea sunt criteriile la care ne uităm. Aceste criterii nu eu le-am stabilit, din nou, mi s-au spus de la bun început, dar am înțeles și am învățat pe parcursul studiilor doctorale că aceste criterii sunt valabile și la universitățile de top, de prestigiu din comunitate. Deci este un lucru bun, sunt lucruri bune care se întâmplă în România, din punctul acesta de vedere. Însă, acum, mă rog, nu este așa de ușor să accesez aceste articole. Bun, deci v-am spus cum să ajungeți la articole și cum să identificați autorii care publică. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea dumneavoastră, nu știu dacă asta a fost intenția întrebării. Da, e, din punctul meu de vedere, ați răspuns. E o cale. Sigur, mă gândesc că există și bibliografie destul de serioasă sub forma cărților până la urmă. Nu se publică foarte mult în România, e adevărat. Dar m-aș putea gândi la câteva titluri și la câteva colecții frecventabile. Cumva aș spune că e până la urmă și o chestiune de a vrea să-ți bazezi practica pe știința relevantă. Și mă întreb și vă întreb totodată dacă e și o problemă de mentalitate până la urmă la nivelul corpului profesoral, pentru că am crescut cu toții într-o atmosferă quasi-religioasă, așa, ușor motivațională, vorbindu-se foarte mult despre har, despre duhurile bune ale educației, intuiții și alte facultăți supranaturale, mai puțin despre, până la urmă, obiceiul ăsta de a ne baza pe ceea ce știința validează. Întreb. Nu știu, aproape retoric. Dacă vreți să răspundeți, ar fi interesant. Da, sunt două puncte pe care le-ați scos în vedere. Ați spus despre cărți, în primul rând. Aș vrea să nu las acest subiect neacoperit. Da, într-adevăr, citim cărți. Citesc cărți în domenii în care nu sunt foarte specializat. Sunt cărți foarte bune, scrise de profesori extraordinari, despre care știu, pe care îi întâlnesc la conferințele internaționale la care mă duc sau, mă rog, sau despre care citesc că au un impact foarte mare în domeniul lor academic, dar dacă nu sunt în domeniul meu, atunci eu vreau să citesc cărțile respective, pentru că cărțile te ajută să îți explică într-un limbaj mai simplu, mai familiar, mai simplu pentru o audiență mai largă. Dar dacă ești specialist într-un domeniu, vrei să mergi să citești articolele respective. E o diferență mare între articolele științifice și cărți. Pentru că cărțile nu trec printr-un proces de peer review atât de riguros ca și articolele, ca și studiile științifice. Unele studii științifice, sper, o parte din studiile noastre, le scriem în așa fel încât să fie relativ ușor accesibile sau, mă rog, mult părți din articolele pe care le scriem sunt relativ accesibile publicului larg. Încercăm să nu folosim un limbaj foarte tehnic. Din păcate, nu poți să nu folosești un limbaj tehnic într-un domeniu de nișă. Deci, dacă este să aleg între cărți și articole, eu aleg în primul rând articolele, pentru că aceasta este sursa principală. După aceea mă uit la cărți. Dar, din nou, cărțile au valoarea lor și e important să citim. Întrebarea este cum diferențiem cele ok de cele mai puțin ok. De exemplu, învățarea vizibilă, da, lui John Hattie. Vă pot trimite un link scris de profesorul Slavin cu titlul John Hattie is wrong. De fapt, puteți merge pe internet, scrieți pe Google, John Hattie is wrong. Deci,
John Hatt este foarte popular pentru că el traduce știința într-un limbaj foarte ușor accesibil, știința educației, dar problema este că el face multe greșeli metodologice în meta-analiza pe care o face. Deci e foarte important să înțelegem că cărțile nu trebuie fi un proces de peer review atât de riguros ca și până la urmă. Până la urmă, spunând un pic, aș spune că, uite, e pe undeva mai bine că profesorii nu s-au îmbulzit să-l citească pe Hatt, nu? Până la urmă l-au citit cei care au fost interesați de o abordare mai științifică, iată că cei mai prudenți s-au dovedit mai câștigați. Sigur, nu neapărat, nu aș spune lucrul acesta. Nu, eu recomand să citiți, dar nu recomand să vă simțiți super expert după ce ați citit cartea respectivă. Dar îl recomand să citiți pentru că el explică într-un limbaj foarte ușor și explică unele lucruri care nu sunt accesibile profesorilor. Deci eu aș recomand, da, ca o primă lectură, e ca și cum înveți știința în clasa a doua față de știința pe care o înveți în clasa a zecea. Poate în clasa a doua tu nu înveți toate detaliile sau nu ai pregătirea necesară să înțelegi exact toate fenomenele pe care le studiezi, pe care ar trebui să le studiezi în clasa a zecea, dar e bine să fii expus la acele conținuri. Legat de ceea ce a spus, nu mai țin exact nuanța întrebării. Mentalitate proștiințe. Da, aici este o problemă generală. Aici este o problemă foarte mare în România, care, din păcate, ne diferențiază mult de alte state. Trebuie să valorizăm știința, în special științele educației. Trebuie să înțelegem că nu poți să fii expert în știință educației peste noapte. Nu poți să fii expert, nu oricine poate să aibă domeniul acesta de expertiză. E enorm de mult de lucru. Deci noi am stat câte 5 ani, sunt câteva studii pe care vi le-am prezentat. E vorba de studii, din momentul în care am început să aplic pentru grant până am publicat articolul, a durat cam 5 ani, ultimele 3-4 studii pe care le-am publicat. E un fenomen, un proces foarte îndelungat. Mentalitate. Va trebui și aici ține de foarte mult de departamentele de științele educației și de cele de pregătire a profesorilor să pună un pic mai mult piciorul pe pedală și să accelereze în domeniul acesta, pentru că, din păcate, cam 90% dintre studiile relevante publicate de colectivele din România sau a căror autori sunt, prim autori sunt afiliați la universitățile din România, sunt afiliați la alte departamente decât științele educației sau pregătirea personalului didactic. Majoritatea suntem la psihologie, la UBB, dar sunt profesori de la comunicare, de la sociologie, de la, de la diferite departamente care nu au treabă cu pregătirea profesorilor. Și din punctul meu de vedere, de acolo ar trebui să pornească. Știu că volumul de muncă este foarte mare. La nivelul catedrilor de științele educației și departamentul de pregătire a personalului didactic, volumul de muncă este foarte mare pentru că se axează pe teaching. Dar ai un volum foarte mare, ai un număr mare de studenți, nu poți face și cercetare și predare cu aceeași eficiență. Deci, mă rog, avem o scuză, dar scuza nu este suficientă pentru faptul că nu avem cercetare avansată în științele educației. Și avem nevoie, deci tot ceea ce înseamnă cărți de pedagogie și... în anii 90 am schimbat facultățile de pedagogie în facultăți de științele educației, dar am schimbat doar titlul. Da? Deci am luat niște litere și le-am pus altele pe clădire și atâta s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Științele educației nu au intrat într-adevăr în România așa cum ar trebui să intre. Și aici este o provocare. Trebuie tot ceea ce înseamnă o abordare științifică trebuie să fie într-adevăr științifică. Să nu prezentăm sau să pretindem că avem dovezi științifice atunci când nu avem. Da. Deci, nu pot să dau. Acum, acestea sunt, așa cum am spus, probabil întrebări retorice. Eu nu pot să, nu am răspunsul, eu văd de treaba mea. Deci, eu nu am răspunsul la, nu sunt în poziția și nici nu mă interesează să fiu în poziția să fac niște schimbări extraordinare, pentru că nu, mie îmi place ce fac, eu
Mie îmi place să mă dezvolt profesional și să învăț din ceea ce fac. Asta este lucrul cel mai important. Dar e foarte important ca profesorii în același timp și de aceea mai contribui și mai scriu câte o analiză pe EduPedu, pentru că știu că multă lume citește și măcar din când în când voluntariez timpul pentru a încerca să educ publicul larg în legătură cu anumite aspecte care știu că nu se învață în școală sau se învață prea puțin în școală. Eu doar îmi puneam cumva întrebarea, punându-mă în pielea profesorului, ceea ce nu mi-e foarte greu. Oamenii aceia care, să spunem, au astăzi, în timpul discuției noastre, o revelație și își doresc ca de mâine să procedeze mult mai științific și în spiritul rigorii și existenței dovezilor. Întrebarea ar fi cumva... Bun, ce fac ei în primul rând? De-aia am venit cu setul ăsta de întrebări. Și dacă îmi dați voie să rezum un pic și să aduc într-un singur loc cele răspuse, înțeleg că există, hai să spunem, o practică, orientare către articolele credibile și solide, în primul rând. Lectura cărților de pedagogie care sunt, trec cel puțin testul seriozității, măcar așa la prima vedere, și mă gândesc că poate gesturile astea de voluntariat pe care le pomeniți n-ar fi rău să vină mai des din partea specialiștilor pe bune din mediul universitar, pentru că mă gândesc că abundența de pseudo-specialiști e favorizată și de faptul că spațiul e cumva lăsat gol. Poate că din când în când specialiștii n-ar fi rău să mai scrie câte o carte de popularizare, să mai facă un podcast, să vină și către noi. Pentru că altminteri e ușor să orbecăim și să mergem după false standarde. Bun, am să-i dau cuvântul colegei mele, Monica Mocanu. Monica, te rog, ai o întrebare, ascultăm. Bună ziua, colegi! Bună ziua! Nu știu dacă netul meu este funcțional, dacă se aude, mai am niște... Se aude, e ok. Ok, în regulă. Aș începe mai întâi cu mulțumire pentru felul în care ați abordat ideea aceasta, atitudine respectuoase cumva, sau de la egal la egal între oamenii care vin din zona academică și oamenii care sunt practicieni, pentru că am remarcat de multe ori în ultimii ani atitudini cumva așa paternaliste, toată lumea vine și care sunt și nefuncționale, nu neapărat din zona academică, dar sunt multe intervenții, ca să spun așa, care vin în școli cu un anumit tip de superioritate și am, eu fiind și la firul ierbii, sunt profesor și de multe ori aud din partea cealaltă, da, oamenii... sunt pozitivi în general în întâlniri, dar după ce se termină întâlnirile, trainingurile, în sfârșit propunerile de schimbare, oamenii spun, bine, în teorie funcționează, dar să vină oamenii ăștia și să predea la mine la clasă. Așa am încercat să prescurtez. E un pic așa semi-hazliu, dar când se ajunge la genul ăsta de discurs, cumva e clar că până la urmă lucrurile se blochează. Așa că mă bucur că ați spus de la început faptul că este sănătos cumva ca orice tip de propunere care vine în sfârșit din societate, din spațiu public, din lumea academică, în interiorul școlilor, să fie făcută cu o atitudine, hai să zicem, respectuoasă față de felul și de încredere, cu o prezumție cumva de încredere, chiar dacă uneori realitatea este complicată. Asta e așa o introducere. Am o întrebare și nu încerc să-mi dau seama cum să ating. Eu lucrez la un proiect legat de preluarea feedback-ului în școli. Și în toată experiența asta legată de aplicația Telescop, am remarcat faptul că două lucruri aș vrea să ating. De multe ori oamenii se tem de date, se tem și instituțional și personal, și am personal impresia că de multe ori datele au fost
n-aș spune falsificate la modul direct, ci mai degrabă amenajate, ca să arate datele, mă refer la rezultatele unor sondaje din școli sau rezultatele unor evaluări sau ale unor autoevaluări ale școlilor, și am sentimentul că este oarecare teamă și oarecare nevroză, așa, când e vorba de datele care să ne arate rece, așa, cum stăm, și care să arate partea nevăzută. Și v-aș adresa, domnule Dolean, cum facem să, în ipoteza în care ar fi vorba de ceva de tipul acesta, cu comentariul că de multe ori au fost făcute doar ca să arate bine și doar ca să fie la linie și să ieșim bine la tot felul de inspecții și la tot felul de evaluări ale instituțiilor oficiale, cum facem sau cum au făcut alte state sau alte comunități ca să mai reducă puțin spaima asta de datele care arată realitatea? Asta ar fi prima întrebare. Legat de spaimă, nu știu să vă răspund la întrebare. Aici depinde de la comunitate, la comunitate. Eu vă spun ce facem noi. Vă spun cum procedăm noi. Și de aici încolo luați, mă rog, ce credeți că vă folosește. Deci noi, așa cum am spus, lucrăm în 40 de comunități. 40 de școli, o școală în fiecare comunitate. Copiii din clasele respective pe care le-am identificat și a căror părinți și-au dat acordul pentru participare în proiect, i-am pus pe listă, i-am distribuit aleator în grupe, nu noi. Am trimis în Norvegia evaluatori externi. Nici măcar partenerii noștri nu au făcut distribuția aleatorie, au făcut-o colegilor. Deci, primul rând, ca să faci pe bune ceva, orice, e nevoie de transparență. Transparența este absolut obligatorie. Deci noi am făcut lucrul acesta. Apoi, când am ajuns în școli, acei elevi au fost evaluați nu de profesorii de la clasă, nu de oameni din școli, ci am trimis evaluatori externi. Ei bine, acei evaluatori externi nu au avut nicio relație cu copiii. Ei mi-au trimis datele. Da? Deci probabilitatea ca acele date să fie atinse într-un fel sau altul a scăzut foarte mult. Eu aș recomanda, acum nu știu ce tip de proiect sau cum, la ce vă referiți, dar eu aș recomanda să luați în considerare să aveți evaluatori externi pentru orice program pe care îl faceți. Această abordare crește probabilitatea să aveți date corecte. Dacă ne speriem de date, înseamnă că avem ceva de ascuns. Aici este o problemă. Asta este o problemă a mea personală, să zicem, dacă eu mă sperii de date. Nu aș îndrăzni să fac speculații cum să îi aștept pe oameni să nu se sperie de date. Nu sunt foarte confortabil să speculez. Din nou, vă spun concret, deci, păreri sunt peste tot, așa cum am spus. Deci, dacă mi-aș da părerea despre ceva ce nu sunt un domeniu în care nu sunt specializat, nu aș fi decât unul din corul sutelor de mii de oameni care își dau părerea legate de niște chestii. Părerea mea este atât de bună ca și a dumneavoastră, să zicem. Deci nu, m-aș... Înțelegem așa... Da, scuze-mă, Monica, te rog. Da, mai aveați o întrebare. Da, dar poate au și colegii noștri comentarii și pot să revin după ce se te mai... Rog, Monica, eu te rog să pui și a doua întrebare. Eu voiam doar să remarc așa în glumă de ce nu e domnul Dorean mai des invitat pe la televiziune. Vă dați seama că n-ar răspunde la nicio întrebare. Spune, domnule, nu-mi place să speculez. Prin urmă, n-am date și neavând date, da, nu o să vă răspund. Te rog, Monica. Mulțumesc. Repede, fără introducere. În discuțiile cu colegii noștri, colegii mei din echipă, a apărut de multe ori ideea că impactul mai mare al anumitor schimbări, să spunem, ar putea să vină în momentul în care directorii școlilor ar fi convinși, să spunem, de un anumit tip de rutine bune care ar putea să aibă loc într-o școală. Cum am putea să, de exemplu, faptul că în momentul în care se acționează unitar într-o cancelarie și se ia, oricât de mic ar fi lucrul pe care îl fac oamenii împreună, atunci impactul este mai mare. Cum am putea să încurajăm pe colegii noștri care sunt directori să aibă acces,
sau în sfârșit să se încreadă mai mult în cercetare. Cum ar putea fi cumva traduse, ținând cont că timpul traduse nu în sens de tradus dintr-o limbă în alta, ci transferat cumva în posibilitatea de a fi accesate într-un termen mai mic de timp, ținând cont că colegii noștri directori sunt foarte aglomerați cu o mulțime de lucruri birocratice. Eu am fost parte a unor cancelari în care, în momentul în care un director era convins de o idee pe care o aflase nu neapărat de la minister sau de la inspectorat, sau poate și deși de acolo, și o explica și o expunea colegilor lui cu date științifice, cu resurse și fiind el însuși convins că este o idee în care merită investit în zona asta de încredere în știință, colegii profesori erau foarte, foarte receptivi. Spun așa, poate pare... Da. Pare... Da. Ați atins mai multe aspecte, încerc să văd cum să pot să răspund la fiecare din ele. Problema legată de managementul școlii este foarte importantă. În general, un director de școală are enorm de multe responsabilități, în general. Am avut o discuție cu un prieten de familie care este manager la o companie foarte mare, care îmi spunea că este o vorbă printre ei. Atunci când vorbești cu cineva din managementul mic, trebuie să vorbești ca și cum ai vorbi cu un elev de clasa 8-a. Când vorbești cu cineva din middle management, trebuie să vorbești ca și cu un copil de clasa 4. Și când vorbești cu cineva din top management, trebuie să vorbești cu cineva ca și cum ai vorbi cu un copil de grădiniță. Ideea este că cu cât trebuie să faci... Comunicarea este diferită în funcție de persoane care le ai în audiență, dar cu cât discuți cu persoane care au mai multe responsabilități, trebuie să prezinte informația cât mai succint posibil. Am avut prezentări la diferite audiențe. Am avut audiență de profesori în Statele Unite în care am prezentat foarte multe, foarte, foarte, foarte multe cercetări date noi într-un timp extrem de scurt. A fost un maraton. Cred că am slăbit 2 kg după o oră. Mi-am pregătit prezentarea foarte mult, dar volumul a fost foarte mare de informații. Dar de cele mai multe ori încerc să prezint foarte succint, într-un ritm foarte alert. Deci, cât mai multe informații într-un ritm foarte, foarte alert ca să pot să ajut pe cei din audiență să înțeleagă. Acum, dacă reușesc, cum reușesc, nu știu. Dar, în general, feedback-urile au fost ok. Ca să-i ajutăm pe directori, ar trebui prezentată informația foarte succint și foarte relevant, eu zic, însoțită de grafice și de dovezi incontestabile. Dacă avem dovezi, eu v-am prezentat, eu am încercat să vă prezint un model de prezentare, deci eu nu încerc să vă conving de ceva. Eu sper că dacă ați văzut datele acestea, eu sper că ați învățat ceva. Au fost mai multe informații pe care vi le-am prezentat astăzi. O prezentare similară pe baza datelor din comunitatea respectivă ar putea fi probabil de efect. Eu asta aș recomanda. Deci o prezentare foarte scurtă, cu date concrete, care nu există dubii sau nu există motive pentru care să fie contestat. Dacă s-ar putea. Dacă ați găsit în cazul proiectului dumneavoastră. Nu era vorba neapărat de sau altul, era mai degrabă, mă gândeam la felul în care informația certificată științific poate să fie transferată mai rapid și mai eficace în mediul educațional. Nu era vorba de o... Așa, am înțeles. Da. Bun. Deci, succint, cât mai succint și cu date cât mai solide. Ok. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Monica. Domnule Dorin, vă adresez și o întrebare dintre cele care ne-au fost puse pe Facebook. Domnul Geloa Catrine întreabă așa. Cât de importante considerați că sunt standardele de performanță și descriptorii de performanță? Pentru că o idee
care s-a, mă rog, tot repetat în ultimii ani, e că absența lor generează un soi de lăutărie așa în evaluare și că practica evaluării ar deveni mult mai riguroasă dacă ar exista pentru discipline, standardele și descriptorii aceștia. În punct de vedere științific, cum stau lucrurile? Da, deci am mai menționat într-un interviu publicat recent că aceste standarde și descriptări de performanță sunt un pas foarte bun pentru. Avem nevoie de ele și sunt foarte utile. Trebuie să pornim de undeva și acelea sunt un punct de plecare foarte bun. Am înțeles. Bun, merg către Oana Moșoiu și după aceea către Cosmin Chiriță, îndreptându-ne încet încet și către finalul întâlnirii. Știu că timpul voi e drămuit și v-am promis un anume interval orar. Oana, te rog. Bună ziua, mulțumesc de intervenție. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea. M-am simțit vizată ca specialist în științele educației, dar nu voi comenta foarte mult pentru că nu e neapărat contextul, deși discuția merită, dar într-un alt context. Am să rămân strict pe două teme. Una din teme, și mă rog, acum nu știu în ce măsură, pentru că am văzut că totul este despre retragerea în colțul propriu. Problema nu e... E o problemă legată de cercetarea științifică în România în domeniul educației. Un prim comentariu e că aș face o distinție între specialiștii în științele educației și specialiștii în educație. Pentru că mai multe voci, acum pot să spun că pe multe dintre ele le cunosc, apropo de ce spunea Doru, că totuși e un spațiu gol, care e ocupat din niște necesități pragmatice, aș spune. Oamenii din domeniul educației, practicienii, dar și profesioniștii au nevoie de conversație pe diferite tipuri de niveluri. Unele mai științifice, mai profunde, cum este tema evaluării standardizate, de exemplu, care are e foarte fierbinte, foarte tehnică, foarte puțin înțeleas în rândul profesorilor m-aș adresa, dar eu vă spun că e foarte puțin înțeleasă și în domeniul și în zona decidenților educaționali. Deci după 10 minute de conversație despre evaluarea standardizată, se face liniște și e absolut spectaculos că anul acesta totuși s-a reușit cu brio, prin Dragoș Iliescu și prin echipa sa, o evaluare standardizată în sistemul educațional, de asemenea amploare, și cred că ne-am uitat prea puțin la datele din această evaluare. Specialiștii în științele educației sunt, așa cum și foarte bună prezentarea, cei care sunt specializați pe teme fundamentale din domeniul educației. Specialiștii în educație sunt mai mulți, cu o pregătire și un background de formare profesională foarte variat. Însă întrebarea e dacă profesorii, pentru că domnul Dolean și foarte bine face că îi valorizează, sunt specialiști în științele educației sau sunt specialiști în educație. Pentru că în acest moment, așa cum arată din nou datele, profesorii din România fac ceva greșit, de vreme ce rezultatele unui procent un pic prea mare de elevi pe capacități importante, referindu-mă aici numai la alfabetizarea funcțională, dar sunt probleme și pe alte tipuri de competențe, la științe, de exemplu, sau na, putem discuta, cum ajungem să influențăm practicile profesorilor de la clasă. Iar aici, evaluările, cum este și instrumentul Monicăi Mocanu, care reușește să penetreze totuși destul de greu în practicile de la clasă, cum ajungem să-i convingem pe profesori că trebuie să schimbe ceva în felul în care fac lucruri cumva banale. Acum eu am în spate și un liceu pedagogic și până la urmă cât de greu este să dai feedback unui elev sau să-ți petrești timp cu el sau să-l ghidezi sau să-i explici de ce are nevoie să facă să lucreze o oră în plus acasă. Bine, nu două, nu cinci, cum comenta cineva, da, ceea ce este excesiv. Cum ajungem acolo? Da? Pentru că există un corp de cunoaștere, sigur, internațională, studii în România, poate prea puține, pe de o parte. Și al doilea lucru este cum facem ca aceste informații să ajungă la decident și decidentul să facă ceva cu el care să influențeze viața de zi cu zi a elevilor din sălile de clasă. Aici văd eu ruptura foarte mare, o prăpastie, pentru că aceste texte, că sunt din articole de specialitate, că sunt cărți,
nu reușesc să penetreze bibliografia în baza cărora acești profesori își trec examenele, își fac lucrările de grad, acele lucruri care contează în viața de zi cu zi. Și am o colegă la facultate care are un profil academic mult mai solid, care se ocupă fix de folosirea științei și influențarea practicilor, profesioniștilor, dacă vrem așa, practici profesionale ale cadrelor didactice. Cum ducem știința în sala de clasă, pe scurt? Și nu știu dacă este suficient să existe doar această știință disponibilă. Cred că mai e nevoie de acești facilitatori, de feluri convingătoare, de a ne propune să convingem. Chiar dacă poate nu este neapărat ceva ce ne place, dar cred că e nevoie să vrem ca știința să convingă mai mult, fie la nivel de decident, fie în aceste intervenții educaționale în care intră un număr X de școli, de profesori, de directori, pe care reușim să-i convingem. Însă nu reușesc să formeze o masă critică. Și al doilea lucru e mult mai scurt, cu datele în față, care ar fi una, două măsuri urgente de luat în sistemul educațional, pe care ați sugera ca un decident binevoitor și înțelegător le-ar să le ia, ascultând, iată, de vocea științei. Da, am încercat să mi le notez aici. Încerc să înțeleg un pic întrebări. Deci, legat de prima afirmație, sau mă rog, legat de ideea că profesorii sigur fac ceva rău dacă suntem așa de slab unde suntem. Îmi pare rău, nu sunt de acord cu această afirmație. De prea multe ori dăm vina pe profesor. În realitate, problema nu este acolo. Este prea puțin la profesor. Problema este prea puțin în clasă, la firul ierbii. Și eu am terminat liceu pedagogic. Am 26 de ani de experiență în învățământ. Majoritatea experienței mele este legată de învățământul preuniversitar, dar și la nivel universitar. Am predat la învățământul primar, gimnazial, liceal, la facultate. Mi-este foarte greu să fiu de acord cu afirmația că problema mare este la profesor. Problema mare ține de middle și upper management. Nu la profesor din România. Nu mie, din nou, vorbesc strict din perspectiva mea. Nu mi-a fost absolut deloc greu să conving profesorii cu care lucrăm să implementeze programul pe care sau programele pe care le-am dezvoltat. Mi-am mulțumit. Aplică programele acestea voluntar, peste ore. Nu mi-au cerut, nu am întrebat, ok, dar cu cât suntem plătiți dacă suntem la clasă încă 15-20 de minute să adresăm problema asta? Ei știu că copiilor au nevoie. Ei nu au materiale. Adică dacă în continuare avem manualele pe care le avem, dacă în continuare avem tot felul de măsuri care nu au legătură efectiv cu ceea ce se întâmplă la clasă, dacă noi nu înțelegem ce se întâmplă la clasă, e foarte greu ca oamenii de la firul ierbii să facă ceva diferit, pentru că nu sunt lăsați. Evident, există profesori care sunt mai puțin pregătiți, sunt de acord. Mi s-a părut foarte ușor, lucrând cu cadre didactice, că acestea au implementat programul pe care l-am... Nu a trebuit să-i convinc cu absolut nimic. Abordarea este științifică, le-am dat materialele, profesorii le-au văzut, au zis, păi sunt extraordinare. Păi de astea avem nevoie. Păi e o diferență de la cer la pământ între materialele care ne le dați dumneavoastră și ceea ce primim gratuit sau, mă rog, ceea ce ni se cere să facem. Deci diferența este de la cer la pământ. Deci nu este greu. Deci eu nu am găsit ca fiind dificil să promovezi știința în școli dacă știi ce faci. În general, poate e vorba de credibilitate. Adică dacă aș fi poate doar profesor universitar, să zicem, fără nicio experiență la clasă și m-aș duce cu o atitudine superioară în fața profesorilor, probabil profesorii au spune că ok, bine, bine, dar are, chiar știe ce se întâmplă în clasa mea. Dar în momentul în care eu discut cu ei și ei văd că eu știu despre ce vorbesc și văd că efectiv ceea ce le propunem funcționează și are sens, nu mi se pare absolut deloc greu să găsesc de partea profesorilor. Nu am întâmpinat până acum dificultăți.
Poate există, știu și eu, poate ține de zone, nu știu. Noi lucrăm în 6 județe, totuși. Și niciunul dintre aceste județe nu am întâlnit situații extraordinare. Și a doua întrebare era că ce măsuri să luăm ca să... Nu mai țin minte. Deci prima era de promovarea științei la clase și a doua era de măsurile... Pe care le-ați propune decidenților educaționali. Ce înseamnă decidenților educaționali? Vorbim de directori de școli, vorbim de inspectori, vorbim la nivel, da, de middle și top management, da, de minister și inspectorate. În principiu. Adică mă gândesc la niște decizii care se pot lua la nivel local. Un inspectorat cu bună voință și citit ar putea să propună profesorilor una, două perspective. E foarte simplu. Să înțeleagă științele educației și să promoveze științele educației. Asta este e foarte simplu. Deci este o măsură extrem de importantă. Hai să ne uităm, de exemplu, la evaluările standardizate. Nu au fost răciți copiii anul trecut pe vremea asta. Cred că cineva are microfonul deschis. N-am avut. Serios acum. Da, și măștile, și spuneau și medicii. Cum le-am dat, a început. Da. Oh, ce-am făcut? Să încerc să-mi dau seama cine, să opresc microfonul, dar nu găsesc. Să sperăm că... Eu am găsit cine, dar nu găseam. Eu am găsit cine, dar nu găseam microfonul. Vedeți, cam așa colaborăm noi în învățământ. Oricum, sănătate multe copiilor. Da. Deci, vă dau doar un exemplu legat de ce măsuri putem să... Deci, așa cum am spus, trebuie înțelese științele educației și trebuie promovate științele educației, acelea pe bune. De exemplu, noi avem de 10 ani de zile, avem evaluările standardizate la clasa a doua, a patra, a șasea. Noi atâta încă nu ne-am gândit, încă de 10 ani, sau, mă rog, plus minus, nu știu exact, de când avem aceste valori, să transformăm acele date brute în centile. Adică o chestie de... Dacă ei, așa, cu ochii închiși, alegi un student doctorant de la orice universitate cât de cât serioasă din străinătate, orice student doctorant ar putea să spună, să explice lucrul acesta, nu folosești datele brute ca să urmărești progresul copiilor, trebuie să le transformăm în date standardizate. Da, și e foarte simplu, dacă evaluarea este națională, da, deci tu ai făcut evaluarea la nivel de populație, da? În momentul în care ai făcut evaluarea la nivel de populație, nu ți-e așa de mult să împarți datele brute în centile, da? Și după aceea trimiți centile la școală și atunci școala știe, ok, Ionel în clasa a doua a avut o performanță care l-a situat în centilul 10. În clasa a patra a avut o performanță care l-a situat în centilul 40. Ok, Ionel a crescut, da, conform acestor date. Foarte simplu, eu ceva am prezentat. Acum au fost niște date care se puteau aplica foarte simplu și în România. Faptul că nu, încă nimeni nu s-a gândit la ideea asta, eu nu pot să spun din ce cauză sau dacă există interese sau lipsă de cunoștințe. Eu cred mai degrabă că este, nu cred că este rea voință, poate este lipsă de pregătire în domeniul științele educației. Deci trebuie valorizată, trebuie promovată știința educației. E foarte simplu. Și ce vorbim aici? Nu, acestea sunt niște date, niște exemple extrem de simple, niște competențe de bază. Nu ai nevoie de specialiști care fac cercetare avansată în științele educației să-ți spună lucrul acesta. Din nou, deci sunt niște lucruri foarte simple care nu se întâmplă încă în România. Cu cât înțelegem mai mult științele educației, cu atâta avem mai mult de câștigat. Altfel lucrăm degeaba. Luăm table inteligente și credem că rezolvăm problema la care funcționează. Noi nu înțelegem că, de fapt, nu există specialiști deci îmi pare rău acum că vorbesc acum despre ceea ce facem noi, dar noi nu am găsit studii pe problema analfabetismului funcțional serioase, publicate în România, în afară de studiile noastre. Deci nu, eu aș vrea să găsesc, pentru că nu mai trebuie să le explic la review-uri că, știi că, uite-te, așa cum a spus și studiul acesta făcut într-o altă zonă din România, uite-te ce au găsit acolo. Deci pe mine m-ar ajuta, ar îmbogăți literatura științifică de specialitate, pe de-o parte. Acum deja risc ca review-urii știu, dacă trimit un studiu spre publicare și este din România, ei știu că eu sunt autor. Deja nu mai este chiar un double blind peer review, pentru că review-urii știu că eu sunt acela care trimite studiile acestea. S-a ajuns la faza aceasta. Deci, e
Da, e păcat, e păcat. E nevoie de mult mai multă cercetare de calitate. Sunt studii, sunt foarte mulți care lucrează în gol, care fac studii peste studii, au 10 articole, le publică. Eu public foarte rar, 1-2 articole pe an. Nu mă interesează să am o căruță de articole, dar mă interesează ca ceea ce facem noi să fie ceva relevant și să fie util. Până acum este apreciat de comunitatea științifică internațională, vă pot povesti, dar nu are rost. Ideea este că dacă începem să valorizăm științele educației din România, atunci începem să înțelegem valoarea lor, facem un pas în față. Ce se poate face, nu știu, nu am să discut ce se poate face la nivel de middle și top management, eu spun ce este important să fie. Mulțumesc, Ana, și pentru întrebări, pentru că am promis și lui Cosmin Chiriță o intervenție. Cosmin, cu tine încheiem în fanfară întâlnirea de azi. Te rog. Mulțumesc, Doru, și sunt onorat. Și mulțumesc de asemenea domnule Dolean pentru prezență și pentru prezentarea foarte relevantă. Întrebarea mea la obiect este pentru că, în proiectul Merito rezonăm foarte mult cu ceea ce ne-ați prezentat și tocmai că parte din strategia noastră este dezvoltarea profesorilor din comunitate și nu numai, ca specialiști pe domenii pe care și le aleg. Și am început să ne uităm și noi în zona aceasta și chiar am făcut o mică analiză care se va transforma într-o cercetare legată de competențele cheie ale profesorului performant, să-i spune. Drept pentru care întrebarea mea este, din observațiile, analizele, cercetările dumneavoastră, care credeți că sunt sau ar trebui să fie domeniile cheie pe care în următorii 3-5 ani ar trebui să prioritizăm, la nivel de sistem să zicem, dezvoltarea de specialiști, domeniile cheie din științele educației? Sigur că sunt multe, adică sigur că ar trebui să avem mai mulți specialiști în la firul ierbii, să-i spunem, în breaslă și în sistem, pe toate domeniile. Dar întrebarea mea este care ar fi acelea cheie în care, dacă am investi, de fapt rezultatele acestor specialiști ar fi scalabile, cum le zicem, replicabile, ar produce rezultate multiplicabile. Mulțumesc! Da. Deci dacă vreți să citiți cartea lui Doug Lemmer, Teach Like a Champion, și a apărut Teach Like a Champion 2, da, deci acela este un punct bun de pornire, de exemplu. E o abordare interesantă, mi-a plăcut foarte mult, excelent. Așa, în 2010 a fost scrisă prima dată, nu știu, a venit și cu videouri, cu un CD cu videouri care prezenta profesorul la clasă. Chiar am apreciat foarte mult. Ei mergeau pe ideea aceasta de competențe și ce-l face pe un profesor mai deosebit. Abordarea mea este diferită. Eu nu am să vă spun ce-l face pe un profesor mai diferit, pentru că nu mă interesează. Deci sună rău, dar nu mă interesează ce-l face pe un profesor mai diferit. Nu mă interesează ca profesorul să iasă să iasă dintre ceilalți. Pe mine mă interesează nu profesorul, ci elevul. Pe mine mă interesează eficiența elevilor, mă interesează eficiența programului, mă interesează impactul pe care îl avem asupra elevilor. Și dacă le dăm profesorilor programe bune, unii profesori vor face mai multe decât alții, într-adevăr. Și acum putem să discutăm de diferențe individuale. Dar este prea puțin relevant, din punctul meu de vedere. Diferența între profesori este prea puțin, are un efect mult mai mic comparativ cu diferența dintre strategiile pe care le folosim la clasă și dacă abordarea pe care o avem este științifică sau nu. În prezentarea pe care v-am arătat-o, tocmai v-am spus că nu sunt calitățile individuale ale unui profesor. Cred că am repetat suficient de mult ca să se înțeleagă că nu profesorul a făcut diferența, a făcut abordarea științifică. Faptul că am avut o abordare științifică a făcut diferența, nu neapărat calitățile personale a unui cadru didactic. Și tare mi-ar place, cum să răspund la întrebare, tare mi-ar place să se înțeleagă, la un moment dat, că dacă începem să apreciem știința și înțelegem știința și înțelegem știința avansată, putem să facem o diferență importantă în viața elevilor
Deci, din punctul meu de vedere, o educație științifică, un domeniu, dacă ar fi să schimbăm un domeniu, ar fi o educație științifică de calitate a cadrelor didactice. Să înțeleagă un effect size, da? Să înțeleagă o distribuție, să gândească critic, să abordeze critic. Acum, mă rog, doamna Moșoiu spunea despre evaluările standardizate. Acum, e clar, știți că am avut o abordare critică legat de acest proiect. Mă rog, de rezultatele, nu de... Mi-a plăcut și m-am bucurat foarte mult că există în sfârșit o inițiativă, dar rezultatele sale nu m-au făcut să cred că încă nu suntem acolo. Deci, e important ca, dacă profesorul are o educație suficient de, o educație științifică suficient de bună, poate să analizeze critic și să facă diferența între studiile de calitate și burienile care se găsesc acolo și care, așa cum spunea domnul Costean, sunt unii care își găsesc timp în spațiul public și umplu spațiul de emisie fără să fie specialiști, dar dacă chiar ești specialist, de obicei ești ocupat. Deci chiar nu prea ai timp și ar trebui, da, și ar trebui, într-adevăr, și am mai discutat cu câțiva colegi, ar trebui să face mai mult efort să promovăm știința de calitate, pentru că dacă nu, acest spațiu este umplut de alte persoane. Dar pentru asta trebuie să ai motivație, pentru, mă rog, care nu o simt. Nu. Deci, din când în când, dacă am ceva de spus, spun, dar nu, în general nu am așa o motivație extrem de puternică să iese să promovez. Dar un lucru este important să înțelegem, este că dacă cu cât analizăm mai critic și mai riguros informațiile pe care le primim, cu atât este mai bine pentru noi. Nu înseamnă să criticăm tot, să fim Gigi Contra la orice ni se spune. Înseamnă să ne gândim și să putem analiza critic ce informație primim, în așa fel încât să putem să luăm decizia potrivită. V-am prezentat, cred că în primul slide sau al doilea slide, am prezentat acolo câteva întrebări, în momentul în care acel student mi-a spus că a fost un curs extraordinar. Automat, cercetătorul din mine și-a pus întrebări critice. Din ce cauză? Din ce cauză acest student a făcut? Poate e paranoia, nu știu. Dar ideea este că e bine să abordăm un pic critic aceste toate informațiile cu care venim în contact, inclusiv în domeniul educației. Bine, cumva filozoful din mine are tendința să spună că e important și că lăsăm urmele astea afective în elevii și studenții noștri. Dar, desigur, asta nu trebuie să servească drept dovezi pentru eventuala eficiență a ceea ce facem. Domnule Dacian Doran, mulțumim tare mult pentru că ne-ați fost alături azi. Promitem să nu vă lăsăm în pace din când în când și să vă mai avem alături, aici sau în alte părți. Și să le mulțumesc și celor care au fost alături de noi în această nouă ediție a Cafenele Merită, un proiect care e de fapt o colaborare între Casa Corpului Didactic din Galați și proiectul Merito. Sper că a fost cu folos. Mie mi s-a părut una dintre cele mai intense și bogate ediții ale Cafenele Merito. Încă o dată mulțumiri și succes în tot ceea ce faceți și în ceea ce face, ca să cunoști. Mulțumesc, la fel. Mai bine, la revedere. La revedere. La revedere. Mulțumim.